Te-ai săturat să ai echipă slabă pe Ultimate Team? Ei bine, dacă vrei să cumperi coins pe toate platformele pentru FC24, intră pe u7buy.com și folosește codul Gianni la checkout pentru 6% reducere. Totul este foarte sigur și rapid. Aveți link în descriere. Un nou episod din seria de Road to Glory și este vremea pentru Weekend League. Poate facem și noi 16 cum am făcut în weekend league-ul trecut. Da, bine v-am găsit la un videoclip din seria noastră de Road to Glory, frate. Astăzi încercăm să facem, nu 16 winuri, pentru că e destul de greu să mai recreăm weekend league-ul trecut. Tragem din nou să facem 11 winuri. Dacă vreți să continue seria asta, 500 de like-uri și o să continue. Până să mergem să jucăm la weekend league, avem și niște pachete pregătite. Nu sunt chiar cele mai bune pachete, avem 21 la număr, o să vi le arăt probabil pe cele mai bune. Avem niște 81 ori 2, frate, două pachete de-astea, 12 ori 81 plus, nu am așteptări foarte mari din ele. Ok, în primul pică Locatelli și Gabi Nunes, iar în al doilea vine Benacer. Merge, dar n-are picioare, cum ar veni. Un small prime gold player spec tradable, 6 jucători 3 rare are acest pachet. E și tradable, ceva de 10k și o să mulțumit. Ok, și e walkout, da, bine. Ok, Talia, CDM, cum o stai? Ai, Tonali, mă, e Tonali, nu? Cred că Tonali e. Da, vine pariolul ăsta înrăit, frate. Vine Tonali, 86. Hau. Cred că acum verifică biletele la live-uri în timp ce filmezi clipul ăsta. 80 ori 5, 5 jucători, 80 plus. E bun de ceva pe costa sau nu e? Da, nu prea e, vine Marcos Lorente, 84, băieți. Avem niște 81 ori 2, câte avem? 1, 2, 3, 4 de-astea. Din astea 4, un knockout ar fi decent. Așa că mergem, îl deschidem pe primul și vine din primul knockout. Da, mă, da, mă. E okay, Germania, CM, Toni Kroos, nu cel mai probabil, de la Barcelona. A, Gündogan, bă, nu-mi dăteam seama cine putea să fie, vere, uitați-ne că e Gündogan la Barcelona. Ia uite-l ce de la pește. Ok, Rare Electrum Player Spec, frate, nu? E următorul, da, cu 12 jucători, 6 gol, 6 silver, toți sunt rar, 82 plus garantat. Din ăsta dă bine că e tradable? Nu dă bine, băi, vere. A venit regele meu acerbii care nu mi-a picat de cel puțin 100 de ori în FIFA ăsta, adică mai mult de 100 de ori până acum. Uuu, papu! Mă, papu, dar rapid, ia uite-l mă, regele. Regele, mă, doar 300 de coins costă. Cum n-ai așa puțin că e regele? Ok, pachetul ăsta poate fi salvator, 83x20 de la SBC pachetul ăsta și mai putem să mai facem încă două. Prima oară vreau să văd cât de bun e. Vedem dacă merită sau nu. 20 de jucători, 82 plus. Mă, dacă era 83 plus era forță. Dar merge și așa. 3 walkout-uri și eu sunt mulțumit. Hai să vedem. Și. Ok, e walkout. Oh, e football de ea. Și Germania? No, îl mai am o dată pe Gosens. Măcar să fie varianta alaltă. Sau nu e Gosens? Nu e Gosens. Ba da, e Gosens. Nu știam că joacă la Union Berlin. Dar mai are ceva în spate. Oare e tot un football de-i? Cine e ăsta? Sorlot, două jucători Food Birthday în același pachet, băieți. Sorlot, 87 dribbling, 89 shooting, 92 pace. N-arată rău Sorlot, n-arată rău deloc. Și un inform aici. Deci avem un walkout și cu Gosens ăsta duplicate. Bă, pă, și n-avem unde să-l băgăm pe Gosens, că e duplicate. O, dar 19k costă, așa ieftin. N-avem unde să-l băgăm decât la un alt SBC, desigur, nu? Îl băgăm tot la un 80x20 că văd că sunt bune. Da, și cere la SBC-ul ăsta echipă de 85. O vreau, eu zic că teoretic ar merita. Acum să și prindem ceva ca lumea. Ok, încă un 82x20 din prima dată, doi jucători Food Birthday. Hai să mai dea încă doi, zic, dar unii dăia jmeche, rău de tot. Ok, avem walkout, nu este Food Birthday, Portugalia, CM, Bernardo Silva pare să fie. Double walkout de asemenea ar trebui să fie, și ar fi logic. Nu, bă, doar un singur jucător walkout. Din 82x20, mamă, slăbuz rău de tot. Ok, Carrasco și cam nașpa. Mulți jucători duplicate. Hai să mai facem încă unul. Poate totuși la al treilea dă mai bine. Hai să vedem, băieți, al treilea 82x20. Poate ăsta e norocosul. Hai să vină football de ăla de 1 milion cel puțin. Haide mă. Și? E inform, cred. Nigeria. ST. Osimhen? Are Osimhen inform? Nu știam. Ce inform are Osimhen? Ah, nu, e simplu Osimhen. Și mai are în spate un inform care e walkout. Așa ar trebui cel puțin. Și pică, nu știu cine e ăsta. Este Operi 87. Mai vine Arnold și cam atât. În rest, ăștia mai avem o dată. Băieți, o să mergem și o să facem și 10 de astea 80 plus ori 3, pentru că văd că teoretic cred că ar merita, adică cere doar un jucător rar, restul jucător gold și ne încercăm norocul să vedem câte walkout-uri ne dă din 10 de astea. Da, și nu prea merita să facem pachetele pentru că n-a picat niciun walkout acolo.
Și concluzia e că nu merită să faceți aceste pachete, băieți, să nu vă băgați jucătorii gold, nici aia gold 75 overe să, nu, să nu-i băgați, că nu merită. Nu-mi pica și mie, Rai, să stau în promoția trecută, când era fantasy, nu-mi pica și mie atunci. Așa că am testat pachetele alea, acum vreau să testez și picurile, să văd care sunt mai bune, facem și 80 plus player pick. Aici îți cere fix la fel, de fapt nu, îți cere mai puțin jucători, îți cere 6 jucători. Și hai să vedem care merită dintre astea două. Avem 10 player pick-uri, unul dintre ei 80 plus și le luăm de la primul la ultimul, ok, 87 de normă, uite, deja astea sunt mult mai forță decât, decât pachetele alea, trebuia să facem mai degrabă de astea decât pachetele alea 80 ori 3. Din al doilea dă 83 Murphy, vezi că dă bine, frate, vezi că dă bine și cred că mai dă cel puțin unul, ca zic eu, în astea rămase. Aici luăm pe Ericsson, 283, 187 până acum, mergem la al patrulea player pick, din care pică, ohoho! Încă o dată Sorloth și de asemenea și Bruno Fernandes. Pe o să luăm pe Bruno Fernandes, că pe Sorloth îl mai avem și nu avem ce să facem cu el. Luăm pe Bruno Fernandes și îl băgăm acolo la club. Doi jucători walk-out până acum din player pick-urile astea. Forță rău de tot. Ok, luăm și pe Klaus aici. Și mai avem 5 player pick-uri rămase. Suntem la jumate, doi jucători walk-out. Dacă ar mai da încă unul ar fi perfect. Aici luăm pe Unai Simon. Și faza bună la asta e că nu prea ai cum să iei jucători double, e că spică pentru că ai de ales din 3. Uite, de exemplu aici o luăm pe Di Bernardo. Mergem la Ericsson. Stai mă, pe Ericsson nu l-am mai luat odată. Luăm pe Tapsoba. Mai avem două player pick-uri rămase. Haide mă, încă un knockout și eu sunt fericit. Și luăm Bentancur aici. Bam. Iar ultimul va veni cu Messi Football Day și... Nope. No. Vine Insigne. Bă, da, ok, Bruno Fernandes și cu Donnarumma, eu zic că merge. Da, băi, și este vremea să mergem să jucăm la Weekend League acolo și să încercăm să facem 11 win-uri. Doar că nu o să jucăm cu echipa asta de bronz, nu o jucăm cu asta, era ceva. O să folosim fix echipa pe care am folosit-o săptămâna trecută și cu care am făcut 16 win-uri, pentru că a fost forță echipa asta. Între timp, Vern a făcut 91, nu știu dacă avea 91 când am jucat eu, avea? Nu știu dacă avea. Însă oricum, card arată bombă cu 90 dribbling, 97 pace, 90 shooting. Și probabil să mai primească plus 1, cred. Primul oponent, Casillas în poartă, Konate, Lamor, Touré, Ribery, Van Nistelrooy, bă, n-are echipă, wow. Best, poate marca și... Bară, ok, nu prea începem bine. Dacă așa am început Weekend League-ul, cred că așa o să se și termine, numai cu ghinion. Ok, Eusebio, face 1-0, bravo, Eusebio. Ok, Zola cu stângul acolo pe lângă portar, 2-0. Este asta? Nu este, ok. Werner face 3-0. Da, o să iasă acum oponentul ăsta. Preluare perfectă pe piept, de fapt cred că a fost pe genunchi. Și ok, este oponentul. Prima victorie din multe altele care vor urma. Al doilea oponent cu Iașin în poartă, Bastoni Company, Cafu acolo. Oh, ce are ăsta? Nazario, Totti și Messi, tot în atac. Ce mai vrei, mai mult dată, adică pentru ce mai joci, Vere? Voi Vere, pentru ce mai joacă ăsta? Ok, Werner, da mă, Werner, 1-0. Ok, fază frumoasă, Zola trage bine și marchează din finez. Oh, penalti, da mă, da. Haide Eusebio, bau Eusebio și... Da mă, da. Și-a luat și roșu Bastoni, 3-0. Oponentul cred că o să iasă, că nu mai are șanse, da, și câștigăm și acest meci. Două victorii, 0 înfrângeri, merge mai departe. Eusebio tu Gloria, l-are pe Eusebio, așa ar trebui, nu? Ok, Areola, Bastoni, Iașin, Rolfo, da, și l-are și pe Eusebio, Werner, Best, bă, atacul asemător cu al meu. Ok, Zola, frumos și... Ce fază! Ce combinație din partea jucătorilor mei! Și... Doamne, dă-i gol! Doamne, cât stă să dea, de ce trebuie să dau 200 de ori ca să spamez șutul ăla? Ok, aici avem noroc clar și da, marcăm. Aici a ținut jocul cu noi și la fază de mai devreme a ținut cu noi. Se face 3-0 și oponentul iese. 3 victorii, 0 înfrângeri, merge mai departe. Ederson în poartă, Maldini cu Van Dijk și mai are un Raul din Atales Molarek. Ok, Zola pe verde, bară, bară, bară și bară, mă lași. Prea ușor, frate, n-am putut să bag un tackle. Hai, 1-0. De ce preluare faci, frate? Cum ne bă, frate, nu știu stare să faci o preluare. Ok, Eusebio de gol. Bravo, Eusebio, 1-1. Și, pasă bună, te rog. Bine. Ah, da, ce greu. De ce mi se mișcă așa greu, frate? Bă, frate, o preluare ți-o lungești frumos, nu mai trebuie să faci 5.000 de atingeri. Dar, efectiv, la Weekend League-ul ăsta îmi fac 5.000 de atingeri jucătorilor. Ce aș face? Hai de Best. Da, mă, 2-0, 2-1. Și pe verde, par, iar, doamne, nu mai intră finezurile cu Zola, toate se duc în bar, frate, mă, lași. Ok, pas acolo, te rog, bine, mă, Zola, 3-1.
Ce pasă bună, Zola? Da, nu știu, se mișcă greu de tot preluările, se mișcă greu de tot până ajunge mingea la jucător. Din nou 3000 de atingeri pentru o preluare, nu știu, se mișcă foarte, foarte greu. Pa, mă, cât îmi ia să mă întorc, ce delay-ul ăsta oribil. Mă joc luni seara trebuie să se miște impecabil. Uite, mai face, de ce mai face o preluare în plus, frate, ai făcut preluare? Face încă o mișcare în plus jucătorul, știu de ce. Dar la fiecare pasă, mereu face o preluare în plus jucătorul. Haide, dai gol, bravo, 4-1. Uite, știu, vreau să bag tackle ăla, m-am luat roșu aici, că am vrut să bag tackle ăla din față, dar din nou e delay mare rău de tot. Dar din nou am vrut să bag tackle ca să iau, interceptez pasa aia, dar dacă jocul se mișcă lent, rău de tot. Dau comandazul ăia mâine. Ok, Zola face 5-1. Chiar și în 10 oameni tot dăm gol. Meciul se termină, câștigăm cu 5-1. Și facem 4 victorii și 0 înfrângeri. Destul de bine, zic eu. Van der Sar în poartă, mamă. Bright acolo, Saua, Best, Mbappé. 93 Mbappé. Haide, bine, bă, Zola. Ok, frumos și Zola. N-ai intrat, pe bune? Haide, bă, mingea, mă, frate, să mișcă cu 2 kg. Da, și meciul se termină, câștigăm și acest meci la limită. 5 victorii, 0 înfrângeri, mergem mai departe. Ederson în poartă, Bastoni, Ferdinand, Calhanoglu sau... Oh, Miaham acolo, tot. No, scapă Miaham aici și e gol, nu? Da, e clar, frate. Nu, poți să oprești pe Miaham. Mamă, frate, cum o fură, mă, din spatele meu? E pe jos și o fură de la picior. Frumoasă fază și este gol, 1-1. Mă, n-am ce să-i fac, frate, e cid la joc. Te și tu, iau mingea și tot pentru ea de fault. Dă-o încolo de treaba, mai pot să bată bine și lăptura asta liberă, să vedeți că n-am ce să-i fac. Na, ce să faci, frate? Nu știu cum au pe noroc, iau, te știu cum a bătut, era să dea prin capul lui Varan. Știu ce greu să mișcă, ce jocul ăsta oribil. Uite și tu cum să mișcă, frate, conexiune de joc, de companie de un miliard de dolari. Ce servere. Așa, uite cum a dat faul, că am luat mingea, frate. Nu se poate, mă, să mișcă oribil. Arbitrii sunt oribili, tot e oribil la jocul ăsta. Ok, Zola, ta, până stă să-mi facă preluarea și e gol până la urmă, 2-2. Mergem în prelungiri cu ăsta, jocul e oribil, n-ai pe unde să pasezi, că din nou folosește tactică de aia de pressing. Adică el nu face nimic, dar iau jucătorii mingea, asta e problema. Măcar dar fi el bun să recupereze mingile, nu, recuperează iaiul la oponenții ăștia. Pasă bună la scurt, da mă, da, 3-2. Haide de gol, bravo băi, bravo Walker, 4-2, aici afară, da, este oponentul ăsta. 6 victorii, 0 înfrângeri, mergem mai departe, până acum nicio înfrângere la Weekend League. Ok, Pop, Van Dijk, Isco, bă, ăsta are chiar echipă slăbuță, rău de tot. Ok, și da, marchează acolo Werner, 1-0. Ok, Best, bară. Și uite, bal meu bagă tackle și cade împotriva lui Malan, frate, împotriva lui Malan cade, băi. Ce frate, mă, nu pot să-l împing pe Malan cu fucking Rio Ferdinand. Și uite-te. Doamne, ăla cade din picioare după ce dă pasă fără să-l atingă nimeni. Uite cât de prost se mișcă. Mă bate ăsta cu echipă de gol că se mișcă oribil gameplay-ul. Frate, Werner se ducea în afara terenului. Unde vrea să-i dea pase Werner? În afara terenului. Incredibil cât de prost e jocul ăsta. Ia uite și tu cât ia să dea o pasă tare pe jos, am dat pase tare pe jos, nu se duce pasa, că e făcut jocul să câștigi el. Hai best de gol, bravo bă, în ultimul minut, da mă, trebuie să mă chinui cu ăsta cu echipa de gol, că nu mișcă echipa absolut nimic. Trebuie să mă chinui cu ăsta, da, bravo, GG jocule. 7 victorii, 0 înfrângeri, jocul e oribil, degeaba am 7 victorii, că e oribil jocul, e impracticabil. Ok, Yashin, Koli, Sakanji, Zidane, uite. No. Haide? Dai mă frate, șut mă din prima, bă ce joc prost, bă frate. Haide pe verde, 2-0, bravo. Da, se face 2-1, că al meu Walker se dă într-o parte când îl vede pe Rashford.
Faul, doamne, ăla mă, bă, frate, ăla mă împinge cu picioarele, n-atinge mingea, nu stă, faul, incredibil. Doamne, cine a făcut jocul ăsta? Da, și e gol 2-2 să faci. Chiază Rashford. Nu trebuia să sară tot la el, mă, 3-2. Tule, băi, e mingea la mine, la fuge înapoi, băi, frate, băi. Ok, și pierde meciul ăsta, că e jocul absolut oribil, gameplay absolut oribil. 7 victorii, o înfrângere, mai avem 2 meciuri în episodul ăsta, oricum, că mă joc până la 11 și atâta, că nu, mai rezist psihic, ești nebun. Ok, Van der Sar, Bastonia, Kanji, Udogi, Rolfo, Werner, best echipă șmecher. Ia, uite la trece, să uită la el, a post pe tackle, nu întinde piciorul. Cât îmi stă să-mi tragă un șut, cât își ia să-și facă animația. Am ieșit, nu pot să înțeleg, mă, frate, nu pot să înțeleg jocul ăsta, nu pot să-l înțeleg. 7 victorii, 2 înfrângeri, mergem mai departe. Ok, Alisson, Akanji, Van Dijk, Cafu, Xavi, Henry, best, bună echipă. Și de ce e Alisson aici? Ok, nu știu ce caută, best în poartă și Alisson aici, abar. Și cum îl bag eu înapoi pe Alisson în poartă, asta e întrebare. Îl bag pe Yashin și bag pe best. Gata, da, nu. Ce se întâmplă, frate? Wow, e... Bă, ce se întâmplă, băieți? Bă, ce se întâmplă, băieți? S-a bucuit joc. Uite ce mă joc, frate. Ăla care e portar acum. What? Ce mă joc, vere? Băi, vere, a rămas la Alisson în poartă, dar e în kitul ăsta. Este jucător de câmp acum, best. Nu știu la el cum se vede, chiar sunt curios la el cum se vede. E, pasă bună, Zola, scărița lui Zola. Și nu intră mingea în poartă, penalti măcar să dă. Da, să dă măcar penalti. Hai să vedem cum bate Eusebio aici. A ieșit. Bun, pare că la 1-0 nu ieșea dacă era. Mai juca până la vreo 3-0 așa, mai juca dacă era. Dar acum că am avut eu penalti, a ieșit, că un oponent normal dă EFG. Ok, Alisson în poartă, Kanji, Carvalho, nici nu mai mă interesează. Ali, dau skip direct. Ok, pasă bună. Haide, mă, dă-i în ea, frate. Bravo, 1-0. Bravo, mă, te-ai uitat la el, băi, Ferdinand, bravo. Știi ce gol îmi dă, ce gol îmi dă din afara careului, s-a dus șutul ăla. Ce rău de tot, dar tot a intrat în poartă. Da, și best face 2-2. Ok, se face 4-2, am ieșit. 7 victorii, 3 înfrângeri, nu e rezultat rău, dar mai bine aveam 0 victorii și să mișca jocul cum trebuie decât să am victoriile astea cu jocul ăsta care n-are nicio treabă, efectiv nicio treabă n-are. În fine, ne vedem data viitoare cu un nou episod, vedem câte facem, oricum o să trag la 11, eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!